Modificările și completările au fost făcute prin ordin de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și vizează reglementările privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România. Astfel, autoturismul va fi supus unui test de depistare a erorilor stocate în computerul de bord, un fel de diagnoză. Apoi, un al doilea test va fi cel al măsurării exacte a consumului mașinii, iar pentru autoturismele dotate cu instalații pe gaz se va inspecta nivelul de pierderi din rezervor și conducte. S-a schimbat și modul de transmitere a datelor către RAR. Servisurile care fac ITP au obligația de a descărca un link prin care se intră în server pentru a introduce datele, date care vor fi validate de registrul autoromân. Noile reguli ITP care sunt o transpunere a regulamentului european au fost publicate în monitorul oficial pe 29 mai și au intrat în vigoare la 1 iunie 2023.